că e ora 7 jumate, seara, de pentru cine vede și monitorul ăsta de aici. Azi undeva nici două săptămână, undeva așa, prin noiembrie noi suntem. Și că niște gânduri care le-am eu, am să vă le spun și vouă. Dacă, uite, eu mă gândeam să încep cu așa, să vă spun vouă, cum să ai, cum să te prăbivești că ești în America, în plan profesional, da? Profesionist, ori profesional, cum se numește, da? Cum să ai, cum să ai mai multe șanse, cum să ai mai multe, da, șanse ca tu să ai succes. Și deși vreau să atenționez, deși anume vă spun să ai mai multe șanse să ai succes. Nu există în viață recepturi pentru succes. Nu există. Pentru fiecare, viața individuală și e paraznă, cum zici. Legile care pentru unul lucrează, pentru altul n-as lucrează, pentru că se află în diferite circunstanțe, complet diferite circunstanțe. De fiecare când citești cărțile astea cum să ai succes, te uiți la toate videourile astea, încerci să fii inspirat cu ceva. Pastăiană vrei să auzi un recept, o formulă simplă. Nu există o formulă simplă care lucrează pentru tăți. Există formule individuale pentru fiecare în circunstanțele lui și în ecosistemul acela în care activează el. Paraznă se întâmplă, înțelegi? Dar sunt unele lucruri care poți să le generalizezi și unele legi le faci pe bălșomul șot care lucrează peste tăt, înțelegi? Și am să spun despre cea mai simplă din tăi care am cunoscut-o eu până amu și am să spun cum funcționează pentru mine. Ce mai important într-un mediu profesionist, asta să faci multe lucruri, să le execuți. Să, prosto să ții minte cuvântul ăsta, să execuți. Este foarte important. La început când vii în America să te gândești la asta, la executat. Pastăiană să ai un gând însă, însă pastăiană să ai un gând care se numește asta, gândul la așa, sper că ai să ajungi la un moment când ai să iei decizii. N-ai să mai execuți deciziile altora, dar ai să iei deciziile tu de-am ca să le execute alții. Și că eu vă spun despre prima parte la executat. Probabilitatea foarte mare ca cei care vă ascultați episoadele este, ori care îți vin în America, ori care voi să fiți la perioada de executare. Voi trebuie să știți cum să executați ordinele care îți date vouă. Instrucțiile aici în America, care vrei să emigrezi aici în America, să știți pentru fiecare lucru care îl aveți voi, există Standard Operating Procedures. Este așa un fel de procedură standard de operare. Asta e un manual care pentru fiecare poziție manualul este scris și în baza manualului este tu să activezi, acolo să fie numărate responsabilitățile tale, drepturile tale, compensațiile tale, tot graficul tău, tot pas cu pas să lămurească și să faci murângură la fiecare, înțelegi? Deși fac SOP-urile astea, să numesc ele. Pentru că pe urmă să te țină pe tine responsabil, înțelegi? Că tu să te simți responsabil, în America, în engleză se numește liable, să te țină pe tine. Cum să te puși să aibă de să te puși de cur. Pentru că dacă să fii undeva documentat și tu la urmă ești iscălești, când te-ai angajat într-o companie, ești iscălești la urmă. Că eu am făcut cunoștință cu, am un fel de handbook-uri, așa se numesc, niște cărțulii, cu anume legile primare, ce și mie vorba, când te dă afară, când te angajează, câte ori lucrezi, când în sărbătorile, toate temele astea, ele se numărate într-un handbook. Fiecare angajat aici în America, lui se dă handbook-ul ăsta. Voi dacă sunteți ministru acolo, muncii, oricine sunteți, puteți să luați un leg de exemplu și ați face și la noi Moldova să fie așa ceva, dar eu cred că este, pur să poate nu implementat în masă tema asta și nu puteți să au acces la așa ceva. Eu am avut în Moldova așa ceva, acum unde am lucrat eu, în unele locuri unde am lucrat eu, exista documentație foarte detaliată și tehnică la ce trebuie să fac eu ca să-mi exercit responsabilitățile mele și drepturile mele în timpul lucrului, înțelegi? Dacă în America tot așa este. Amu, eu vreau să vă dau vouă așa un fel de încurajare să vă fac. Să nu vă temeți că ați venit în America și să vă apucați de lucruri de care voi nu știți cum să le faceți. Apucați-vă, trimiteți CV-ul. Aici se apreciază calitățile mai mult decât cunoștințele. Mai ales pentru începători, voi ca la nivel executor, pentru voi calitățile mai mult contează decât capacitățile și cunoștințele care le aveți voi. Și anume și fel de calități. Sunteți orientați, detail-oriented se numește. Vă place să lucrați cu detaliile. Ori că m-am făcut eu într-un episod, v-am făcut așa un fel de paralel între computerul și am să spun așa pe scurt. Și aveți la voi, procesorul e rapid, RAM-ul e puternic, ori hard disk-ul e mare, înțelegi? Care dintre este voi? Aveți multe aplicații, aveți un sistem de operare puternic. Faceți analogii cu creierul uman, cu comportamentul uman, între calculator și comportamentul uman. Am făcut acolo malea, nu știu când ne-a supun pe YouTube. Faci niște analogii și ați vă dat seama. Și tu îți poți, că îți vii la un interviu și să-i spui despre capacitățile care le ai tu. Să-i spui în ce fel de experiență ai fost tu, ai trecut tu prin în mediul profesionist acolo, la servicii anterioare, ori dacă tu n-ai avut job anterior, poate într-un cerc, niște
niște cum se numește, team-uri, da, de oameni, niște echipe de oameni ai fost. Chiar și în sport, chiar dacă ai fost, ai participat. Cum te-ai manifestat în sportul ăsta? Ca lider, ca executor, ce ai făcut, cum ai ascultat, ce fel de, dacă lor le place, ce fel de situații excepționale au fost în cadrul lucrului tău și cum tu ai luptat cu situațiile astea excepționale și cum, ce fel de remediu. Situația de stres, ai avut situații de stres, cum tu lupți cu stresul, înțelegi, că chestiile astea sunt mergi vorba de... înțelegi de skill-urile tale care le ai tu, numai decât de cunoștințele tale, pentru că cunoștințele ce contează mai puțin, îți vă spun eu vouă. Pentru că tot e documentat. Tu când ai să te angajezi pe tine la lucru, ți-ai să dai perioada de încercare 90 de zile, în cele mai des cazuri. Între astea 90 de zile, ți-ai acordat un trainer. Eu nu știu cum se face în Moldova, cam tot așa se face. Poate nu e așa de oficializat și nu e așa de determinat, dar majoritatea cazurilor și așa și în Moldova se face, la companiile mai serioase, la întreprinderile mai mari, cam așa și se face. Aici în America așa se face, îți dă-ți un trainer, da? La început, trainerul ăsta te învață pe tine cum să lucrezi și în ce constă lucrul tău zi cu zi. Amu, în prima perioadă, asta e responsabilitatea trainerului, că tu să faci treaba, înțelegi? Adică pentru eșecurile tale, el primește peste cap. Așa că tu trebuie să te orientezi la ce e, că tu când te angajezi așa la lucru, în primele 90 de zile, ai, cum, nu trebuie să greșești, nu, să nu comiți gafe mari, înțelegi? Furturi, variante de astea pe spantovă, să nu faci. De vedere, să nu știi, asta e normal, înțelegi, la început, pentru că asta trainerul tău trebuie să te înveți pe tine de ajuns de bine. Înțelegi cum e făcut aici? Eu v-am mai spus și în alte episoade menționat. Tu nu poți să ai o încărcătură prea mare de lucru, pentru că încărcăturile prea mari sunt disipate și între diferiți angajați. Și de asta tu când te angajezi într-o poziție, trebuie să știi că încărcătura aceea de lucru care o să o dăie ție, ele mai proverene de acolo, știi câte ore să fie în, se implică, cât efort, ce fel de nivel de efort, ce fel de capacități, toate temele astea, din timp să... se calculează, așa că tu te duci la interviu pentru poziția dată, tu trebuie să știi așa, că dacă poziția asta se numește de pildă shipper, da? Eu am să atpravlez cacoată, corop, înseamnă că acolo sunt de 100 de mii de shipperi lucrate în otrasle asta în America, s-au stabilit legile, cam normele și așa mai departe, și tot este crasivă, înțelegi? E că acestea se numesc Standard Operating Procedures. Eu m-am abătut tare, tare m-am abătut. Și vă spunem eu la început asta, și contează pentru voi și cum ați crească șansele tale ca tu ai să ai succes într-un nivel profesionist, asta să execuți așa și la tine scris în Standard Operating Procedures și o lecuțică mai mult decât scrie acolo. Majoritatea americanilor, să facem o pauză muzicală. Deci undeva 80% din americanii care lucrează aici așa în mediu, average așa într-un fel, da? Ei nu își îndeplinesc munca la 100%. Ei sacuiesc peste tot în toată lumea, sacuiești, înțelegi? Nu își îndeplinesc până la urmă. Dacă voi să aveți posibilitatea și capacitatea de a îndeplini la 100% ce își cere de la voi și o lecuțic mai mult, știți că asta foarte mult se apreciază, băi. Tare mult se apreciază, băi băieți și fete. Și uite ce se întâmplă. Tu când faci multe lucruri, oamenii încep să se adreseze la tine. Asta e un proces organic. Eu foarte des vă spun despre cuvântul ăsta organic, să înțelegeți asta, ceva firesc. Asta se întâmplă fără intervenție conștientă a omului. Tu nimeni nu faci asta intenționat. Prostă organic schimbă e-mail-urile de la un om, schimbă la altul. Tu de-am întrebat pe altul. Aha. Tu dacă ai întrebat prima dată de Bob, de pildă acolo, Rob, băi, cum se face asta? Și el zice că nu știe. A doua oară întrebat și nu știe. Și tot îți faci forward cuiva, da? Băi, întreabă de asta. Apoi la un moment dat, el îți duc și a să întrebi postean de la care se face referință. Și se întâmplă în momentul ăsta. Se formează un vacuum acolo în locul lui Bob așa la care tot face forward. Oamenii nu mai apelează la dânsul. Și se întâmplă aici. Din când în când, când se întâmplă restructurări mari în companie, se așează Tesla Mat și se gândesc așa. De cine noi putem să scăpăm? De cine noi nu avem nevoie? Că asta spune întrebarea. Cine e lișnii la noi? Nu înțelegi cine numai decât vrei să-l dai afară, dar fără cine tu crezi că treaba să meargă mai departe, procesele n-a schimbi major. Și cine crezi că chică pat răzdaciu? Boba este chică pat răzdaciu, care postoiană faci forward la alții. Așa că mult contează pentru voi să vă apucați de multe teme. Și contează foarte mult, băi, nu numai să vă apucați de multe teme, dar să fiți owner, se numește. Tu și proprietarul la tema asta.
Aici ce se întâmplă în America, ca un biproduct, cum se numește, ca un șlacuri, cum se numește, da? Ca un byproduct, se numește în engleză. La aceea că munca s-a divizat așa de tare, asta știe că oamenii cam lucrăți că-și bagă chișorul și sunt prea mulți oameni implicați într-un proces. Și cele mai des cazuri omul ăla care e implicat într-un proiect mai mare, el știe numai o bucățică mică din tot proiectul ăsta și lui pe dus nu-l interesează de restul. Și aia că apar de-am oamenii mai șustrânchi, care au o memorie operativă mai mare, pot să facă leagă multitasking și pot să facă legătură între procesele care se întâmplă într-o companie. Eu înțeleg că poate voi vă credeți că eu mă gândesc foarte la general, dar voi gândiți-vă că minimalna, vă duceți la o întreprindere, vă angajați ca shipper, ca prost atpravșic, upakovșic, lucruri de bază, așa, prost vă zic. Pentru că dacă te angajezi shipper într-o companie mare, eu cred că sunt acolo șanse pentru moldovanul șustrânchi la cap, că el poate să demonstreze că el poate să ieși un lider de shift-ului, de... cum se numește? Și mai uite cuvintele, Doamne ferește. Смена лой, да, шеф де смена, например, делал, фаш шеф де смена, первым фаш шеф де секции, первым шеф департамент, то даже мы департамент, какой сын вариант, понимаешь? Я когда еще я ну я, понимаешь, я и не мамяю к пацане, че который суи ла трак, что и дал пиздяло, к траку, что мерпин Америка, что и дал пиздяло, что хуерец к траку, бей. Nu știu, înțelegi, eu vă spun, minus cea mai mare este, blea, din păcate, peste 2 ani tot cu tracul îți mergi. Dar primul este ții tracul tău, dar puțin eu aud care și eu, până la urmă, tracurile lor și au companie, și tot e legitim, și tot e frumos, și tot creativă merge până la urmă. Puțin am auzit eu, dar n-am multă experiență în tema asta. Prostă, dacă poate aș fi auzit mai multe cazuri de astea, poate e altfel, poate era, nu știu cum, nu știu. Prostă, deși vă spun eu să vă apucați de niște office lucruri de astea, pentru că voi când să vă apucați vă până la urmă, lăsați teama asta, să nu vă temeți, nu strică să vă duceți la un interviu. Să știți un lucru foarte important să țineți minte. Un interviu eșuat, asta e experiența acumulată de interviu. Înțelegi, după lebomă e acumulată experiența asta. Ți nimeni asta ești, ți nimeni asta de neașarul. Niciodată nu îți primești asta neașarul. Trebuie să te duci să apelezi la diferite interviuri și să acumulezi experiențele astea. Și înseamnă un interviu. Pentru că interviu, vă spun, nu merge vorba numai despre cunoștințele tale enciclopedici care le ai tu. Nu tot timpul să ceri așa ceva. Să ceri și orientat la detalii, ori să poți să faci multitasking, să poți fi curat, să poți fi punctual. Lucrurile astea care sunt niște lucruri, noi le numim omenești în cultura noastră moldovenească, noi le numim omenești. Dar la dânșii aici în America sunt niște bonusuri apreciate și bine plătite, înțelegi, dacă tu le ai. Și contează foarte mult pentru noi moldovanul care vine aici în America. Asta să nu ajungi la moment dat când ți-ți pare ție că tu adem prea mult, înțelegi de-amă? Trebuie постоянно să vrei mai mult și mai mult și mai mult și mai mult să vrei. Înțelegi? Pentru că moldovanul care ajunge aici și vede că frigiderul e plin în care sară, lui ușor să lenevească. Înțelegi? Aici sunt foarte multe momente care te fac pe tine să te lenevești. Mașinile este, accesul la TTT, la haine, la mâncare, la distracții, la îmbrăcăminte, la tot ce vrei, băi, la... Este acces la tema asta, înțelegi? Și asta te face pe tine la un moment dat să te tupești, înțelegi? Și e că asta e hrenovă, înțelegi? Trebuie să ții postoiană motivată, să dăm altă temă, nu pentru asta. Просто vă spun, încă o dată mă întorc la tema asta, mă zbivesc, blea, mă zbivesc. Să vă apucați de multe teme și să vă gândiți așa, voi sunteți ca un organism cu multe mâini și mâinile astea sunt legate de diferiți oameni. Fizică, ca gândiți-vă așa. Și tu e ca cu cât mai mulți oameni tu stabilești legături de astea unde există feedback de la tine, înțelegi? Tu poți să-i dai o informație care pentru dânsul e valoroasă, de valoare, da? Informația asta. Și dacă există așa un schimb de valoare, de informații de valoare între doi oameni într-o corporație, într-o companie, într-un sclad, unde n-ai lucrat tu, băi, orice echipă de oameni care n-ai lucrat tu, tu știi că tu stabilești o mână virtuală așa cu dânsul. Și este un canal. Oamenii aici care sunt în America prețuiesc chestia asta, dar asta se prețuiește peste tot în lume. Să știți, vă gândiți foarte mult, dacă ieșuați acolo unde sunteți voi în Moldova și voi simțiți că ieșuați și nu se prinește la voinică, gândiți-vă la și puteți voi să oferiți. Și puteți voi să dați la oamenii înconjurători și ei și nu există, înțelegi? Și ei și nu în abundență. Gândiți-vă la capacitățile voastre care le aveți voi, gândiți-vă la niște valori materiale într-un fel, care poți să duci să le ieși în lombard, dacă și poți să duci să le ieși în lombard, dacă din capacitățile tale. Și îți dai seama că majoritatea cazurilor, când tu ai jopa prin prejur și șezi într-un rahat, apoi asta e de ce tu n-ai și să oferi de valoare puternică. Sunt excepții, nu vorbesc, sunt foarte multe excepții. Doamne ferești, sunt tragedii, sunt accidente, eu înțeleg, sunt foarte multe excepții. Eu vorbesc la general, așa, din experiența mea. Trăit, eu nu știu, e ca așa experiență limitată care o am eu, e ca așa experiență, vă spun eu vouă și mă gândesc să aplică la mulți oameni, caroce, cum se numește asta, rezonează, caroce, gândul ăsta. Reclamă, e pauză.
шефом он спуне, он компании и тет меж ворбе с причине тушты, причине кунош. Шаста ну и фаворитизм из такая рецепт меж не сду. Есть алт концепт, ла алт латуры ла тема аста, причине кунош. А это ши релации стабилие что, понимаешь? Asta e așa de primar, băi, și asta e așa de simplu, în înseamnă de ele, să observi cu cât mai multe relații pozitive, cu cât mai multe zâmbete tu schimbi, cu cât mai multe informații valorabile tu trimiți în exterior, cu cât mai puțin tu bullshit-uiești și minți și întinzi râzână, cu atât mai mult probabilitatea există că pe tine este pe dimineață tot mai sus. Și asta peste tot e valabil în lume, nu numai în America și nu numai în Europa, și peste tot e valabil și în Moldova și în cele mai bispantove puncte. Cu cât mai multe mâini legate virtuale, cu cât mai mult capacitatea pe tine mâinile este să te țină pe tine și să te scoată și să te împingă și să te ajute, înțelegi? Și pe urmă există oamenii ăștia pe care, înțelegi că, ești în engleză numește, once in a while. E ca așa o dată, așa, câteodată, că așa îți vine așa un gând și greiești cu unul și te gândești, bă, dar ce faci așa la, băi? E ca și faci așa la. E ca n-ai zis ce greiești, greiești, dar ce faci așa la? Păi hui vă znai ce faci. Da așa la ce faci, hui vă znai ce faci. Și e că, înțelegi, ajunge că așa să-i schimbi așa vreo două, trei, hui vă znai ce faci dintre oamenii ăștia pe care tu ai în jurul tău, probabilitatea că asta te dă pe tine afară e foarte mare. Și eu vă spun că e că amu când a fost criza asta în America, foarte multe companii s-au folosit de predlogul ăsta că e criză și că e jopă economică și s-au debarasat de toți oamenii ăștia de care ești, de toate companiile ăștia și toți intermediari ăștia. Dar în înseamnă de ele sunt prostă intermediari. Voi știți că și eu nu-s adeptul la business-ul ăsta de vânzare-cumpărare. Pentru că în cazul de față tu ești intermediar. Intermediarul ăsta e o capacitate care poți să înveți și o moniță să facă, înțelegi, un câine poți să înveți și intermediar. Și de asta capacitatea asta iau un preț foarte mic atașat, foarte valoare foarte mică, văpșe față de dânsă. E că când te uiți prin prejur și te gândești că unul are capacitatea de a măsura, de pe acolo, diametrul la cilindri, da, într-un motor. Și el e motorcic, el acolo, face motoare în viața lui, înțelegi? Asta e o capacitate care e mai puțin să întâlnește la oameni și mai mult valoroasă. Altul poate să facă juvelirne izdelie, înțelegi? Altul poate să tapeze ceva, altul poate să calculeze ceva în gând, altul poate să facă niște muzică, spune niște bituri, înțelegi? Toate astea au diferite valori. Și eu vă spun că valoarea asta de intermediar în viață, ea nu e așa de mare, în asemenea, deci nu durează așa de mult. Pentru că acolo ca muștile se strâng, înțelegi? De fiecare dată când există un dezechilibru apare între ofertă și cerere, a privat apar na hlebnici și pe parte și pe alta, și scammerii, și tot huneaua asta, până se năcrivește. Și vă spun, amun în epocă de azi, de amu, se năcrivește temele astea foarte, foarte repede, se năcrivește de-am. Așa că voi să vă învățați să aveți legături normale cu oamenii și să fiți responsabili de ce vă faci, de ce vă încredințați vă o să faceți. Și atât, băi, mai mult nu străbește nici ca să ai succes normal. Și apă oportunitățile. Și oportunitățile, băi, vă spun că asta e un lucru foarte... N-ai ce faci, înțelegi? E că când te gândești la formula asta a succesului, există variabile și există parametri fixi. Există lucruri care tu poți să le schimbi cu mâinile tale, cu psihicul tău, dar există lucruri care sunt fixe, înțelegi, care tu nu poți să le schimbi. Și dacă unul din lucrurile care tu nu poți să le schimbi, asta cum anturajul și ecosistemul ăsta să vibreze cu tine împreună, înțelegi, să te influențeze pe tine. Tu asta nu poți să anticipezi, asta e ceva care nu depinde de tine. Așa că te ce există tu și te ce poți să faci tu în formula asta a succesului, asta să lucrezi asupra variabilelor. Și să te gândești mai puțin la aceste lucruri care sunt fixe, care nu poți să le schimbi. Și că variabilele astea, asta cât efort depui tu și cât atenție acorzi tu la lucrurile care te ocupi tu. Indiferent de ce faci tu, nevajna ce te apuci tu, foarte important că tu să acorzi multă atenție și efort la ce ce faci. Și până la urmă știi că asta e, dacă din tot formula asta succesului sunt, nu știu câți parametri variabile sunt, vă spun că sunt foarte puține variabile la care noi putem să lucrăm, care noi o lecție putem să influențăm balanța. Dar nu tot timpul în viață prinește așa cum vrem noi și uneori suntem dați afară, chiar dacă vrem tare, tare, tare și ne stăruim tare, 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 caroci. Pașe, udaci și numai gheni la tăți.